Așadar, dragilor, ne aflăm acum la locul unde extragem. Deci asta este centrifuga. Acest butoi în care se află sistemul angrenajul ăsta cu ajutorul căreia rotim rama și îndată mierea este aruncată pe pereți, curge jos, ajunge, nu, și prin pe caneaua asta ajunge la în bidoane și ajunge la voi acasă. E bine, așa arată rama. O ramă cu miere. Noi am extras aceste rame aici. Urmează acum să pornesc campania de extracție. Să fac exact operația pe care o să o vedeți. Ia uitați, căpăceala. Da? Ce este căpăceala? O parte din celule sunt acoperite. Ca să poată să iasă mierea, trebuie să te scăpăcesc, da? Și atât, cu ajutorul acestui pieptene, dragilor. Dar puiet mai există acolo, domnul? Iată câteva celule, 4-5 celule de puiet, atâta, da? De regulă eu nu dau cu puiet. Apicultorii însă, în goana lor de a extrage cât mai mult, dau și rame cu puiet. Da? Ori asta nu e lucru corect, pentru că acele albinuții, puietul respectiv este sacrificat. Prin centrifugare, el este scos. Și mierea... Deci, mierea va sări. Deci, uite, așa se face căpăceala. Ei, acum copii. Vă spuneam că fiecare căpăcel de acesta are, deci cum ajunge mierea să fie perfect maturată, adică se scoate concentrația de apă tot, îi se pune una cum este asta, e aproape plină, vedeți? Aici este o celulă care a început să căpăcească, asta mai avea puțin de căpăcit. Îi se pune un strat de conservant, care vă spuneam foarte important lucru, după aceea un strat de propolis, și în final, îi se pune căpăcelul ăsta de ceală. Iar eu acum când viu cu pieptenele, nu pot să iau numai căpăcelul. Iau cu tot cu stratul acela, cu propolis, cu antibiotic, cu tot ce spuneam eu că e atât de bun. E bun și în leucemie, de exemplu, domn profesor? Tot. Deci nu există, să spunem, contraindicații decât în situația în care e un diabet de asta agresiv. Când are voie dulce. Și n-are voie dulce. Dar mierea nu are voie. Deci... Mierea e dulce oricum, mama. E. Da. Deci un pic. Dați-vă. Acum... Puietul nu scoateți. Deci dacă iese de... Nu. Dar puietul de ce se iese? Poate puietul reușește să rămână acolo și poate... Îl salvează. Salvează. Așteptați că vreți să mai punem câteva în ramă. Să trei. 4 rame puiul. Da. Acum, lucrul important este ca să echilibrăm, dragilor. Deci ce mă frământă pe mine este să găsim în rame de aceeași greutate. Da. De ce? Pentru că dacă greutatea e diferită, se dezechilibrează centrifuga. Da? Deci asta facem acum. Aici mai multă căpăceală. Da. Deci descăpăcim. Tot cu mierea. Da, cu tot cu că nu poate altfel. Și nu se poate... Dar ajung eu acolo. Da. M-a lăsat fără căpăceala care Doamne, a scos-o, da? Doamne, n-am ce să vă fac. Deci asta e situația. Vai, ce e acolo. Da. Vreau foagure, cel mai bun foagure. Vrei foagure, dar căpăceala este și mai bună. Deci căpăceala e mai bună decât foagure. Ce frică de spune. De ce mă tipare? Păi și antibioticul și lăptișorul, tot ce a spus. Și am spus antibioticul, propolisul. Propolisul. Deci aici avem tot. Trebuie neapărat. Am avut... Nu știu ce carte mi-a căzut mie în mână vreodată și cineva vorbea de importanța căpăcelii. Apoi, eu am experimentat asta. Când eram la Mâinești acolo, un coleg de-al meu avea un copil cu foarte multe probleme. Am eu un puiuț mic diagnosticat cu leucemie, domnul profesor, da? De 3 ani. Și am fost o colegă. Un finuț de-al meu, trebuie să ajung la ea și la el și am să-i duc și lui. Da. Am mergem și noi?
Cu tine, da. Normal. De 3 ani? 3 ani are. Doamne. De ziua lui a fost diagnosticat. Doamne ferește. Cu leucemie și tot de ziua lui s-a născut frăciorul. Doamne ferește. În aceea zi. Cum? Lasă Dumnezeu tot felul de lucruri din nimeni nu mi-am așa. Da. Da. Și ne întrebăm, de ce, Doamne, cu, zicem noi, cu, de ce, Doamne, ca să zicem da, știi, dacă e domn profesor, îl și cunoaște. Poți? Ah, da. Băiatul? Doamne. Cât ați făcut, domn profesor? 3 mai trebuie una, hai că spun mama. Și, nu mai trebuie. 3, acum... Acum vor să bage pe chimioterapie, eu sunt distrusă. Ai găsit că că eu l-am botezat și sunt distrusă. Hai, bine. Știți că o mamă din aia care suferă... Așa, așa sunt. Sunt. Așa sunt și eu. Asta e natura unora. Da. Știi? Ne rugăm pentru el, facem canoane, mare rugăciuni, este pomenit la biserică. Dumnezeu sunt sigură că o să facă o minune. N-are niciun păcat copilul ăsta, e prea mic. Da. Din cauza... mintea noastră nu poate înțelege deloc. Dumnezeu are un plan al lui, un fel de... Noi suntem doar... Dumnezeu e bun, domn profesor, da, el sigur, nu e rău. Nu există așa ceva. Dar ca să ne atragă atenția, exact, să avem o altă reacție noi, exact. Altă reacție, nu aceea. Altfel prețuim viața, da, altfel încercăm să vedem cu ochii. Da, da, da. Dă-te, Daria. Începe procesul de centrifugare. Are un rol și vai de mine, te rog să mă ajuți. Are un rol și felul în care așez în centrifugă. Și acum, am o centrifugă foarte deșteaptă. Dacă învârt așa acum copiii, numai cât învârt, nu fac nimic. Dar dacă mi-am... ca la ambriaj o chestie. Uh-huh. Acum s-a cuplat. Ați băgat în viteză. Da, s-a cuplat. Și acum se poate învârti. Însă e foarte mare pericol. Dacă eu nu fac asta întâi și până nu decuplez, există riscul să-mi rupă mâna. Fai de mine, fiți atent, da. Deci, iată așa. Acum... Uite mire pe acolo. Atenție! Măcar un strop. Un strop acum. A durat o picătură. A doua. Gata. A treia. A patra. A cincea. A șasea. A șaptea. Copii, în timpul ăsta cât se învârte, eu de după ce se învârte, nu are în fac treaba. Ramele, da. Trebuie să luăm căpăceală. Așteaptă un pic. Acum puteți să luați sigur că... Ia uite, luați căpăceală. Luați că... lingura și bucați căpăceală, copii. Uite acolo lingura, așa? Da, da, și am mâncat căpăceală, mamă. Da, normal. Mâncat? Uitați, cobor. Ia prima mamă, dacă nu ți-am zis cobor, cobor. Doamne. Acum eu, acum eu. Da? Da. Dar aici este... Și aia căpă? Este specium, da? Mai puțin. Bun, ce care asta carnucește? Iar asta carnucește este păstura. Da? De care am zis. Îi crezi păstura plină. Aici este puietul. Da? Deci am înțeles căpăceala. Uitați mirea. Asta e mirea de cea mai bună calitate care e sub căpăceală. Că s-a maturizat complet, adică i-a scos apa, tot. Aici mai are de lucru, mai ventilează încă. Da. Și pe măsură ce e așa, ei apicultorii fac următorul lucru. Așa. În goana lor, dar scoate cât mai mult, nu lasă să se căpăcească. Deci o scot crudă, cum se zice. Nu-i coaptă. E ca borșul. E un pic, apa un pic mai consistent decât apa. Dar ce fierbi rapid. Mai
Ați înțeles? Deci, ăsta e motivul pentru care nu fac treaba de caritate. Odată, nu mai muncesc la decăpăcit. Mă cu drag de papă. Păi de asta mulți nu știu de căpăceală. Păi nici nu există prea multe pe piață, pentru că se întâmplă ce ți-am spus eu. Ai binuțe. Ei preferă să facă treaba asta, că e mult mai ușor. L-a extras numai cât scoți ramele, ai pus ramele aruncate în centrifugă, merge treaba, curge borșul, la revedere. Că n-ai câte o ramă de asta de sus pe jos căpăcită, păi muncești ca să le căpăcești. Curgate-l de pe tine aici. Ați înțeles că la producerea mele este foarte, foarte multă muncă? Deci este enorm de multă muncă. Ca să ajungi la etapa asta, trebuie să crești albinuțe. Și ca să crești albinuțe, trebuie să ai știința de a le îngriji, de a le... Deci, ăsta e momentul final al muncii și al efortului tău. Asta e păstură pe aici. Deci este... Da? Asta, culori diferite. Celula e 3 sferturi, niciodată celulă plină, nu o să vedeți. Știu exact. Aici, câte un trântor îl pune, sunt dese și el acolo. Acum, mai stăm 2 minute și încheiem filmul ăsta, că ați văzut acum tot ce trebuie văzut, da? Da? Așa. Păi nu se mai învârte că a ajuns la final. Ideea sunt virute inerții, da? Nu mai are miere. Poate mai are, dar acum mă întoarce copii. Că a ieșit pe o parte, pe partea exterioară, da? Da, ce vrei? Da, dar ce vrei? Păi, în cât timp scoate... Ia. În cât timp scoate dramele ca să le aduceți aici? După cât timp? Sau... Depinde dacă este cules, dacă am avut ce cules. Dați un timp. Când e cules, la sal, când nu știu ce, cam după 2 săptămâni de zile... Rama poate să ajungă în centrifugă? Poate să ajungă în centrifugă, dacă e cules. Dacă nu, poate să ajungă niciodată. Niciodată? Niciodată dacă nu e cules. Dacă albina n-are nici pentru ea, albina, o familie de albine consumă 80-100 de kg de miere pentru dezvoltarea ei. Și de acolo dacă ne rămâne ceva nou. Mama, ies afară. Iar dacă este o familie mai slăbuță, nu-ți dă nimic. Roiurile astea nu-ți dau niciun gramă, nimic. Le vinzi? Le vinzi dacă ai ce vinde. Dar în dezvoltare, în timpul dezvoltării, trebuie să le îngrijești, să le ajuți, să le stimulezi, să fac tot felul de ceaiul, să fac tot felul de... Deci nu e o treabă simplă. Mai 2000 se duc la cum, aduc foarte puțin, foarte puțin. Dacă am 50.000 de indivizi, 5 programe de albine, ar trebui să se ducă la câmp cam 5 ori 20.000, am zis la fiecare, să duc 30.000, la câmp și rămân 20.000 familii. Înseamnă că tot rostul unei activități pentru agricultori este să aibă familii puternice. Da? Cât mai puternice. Ai chinești, are cine aduce, treaba merge. Treaba se vede, corect. Da. Nu? Dar ca să ajungi la chinez, trebuie să treci prin o mână de albine ca să o dezvolți, să faci roiul, să faci toate chestia asta. Ce fac eu este această muncă de dezvoltare, de formarea familiei. Să vă ia Dumnezeu sănătate, domnule. Da? Deci asta e munca mea, continuu. Și cercetare, mă găsesc cu treaba asta, trag niște concluzii, pun pe film, facem lucrul acesta. Vrem să aducem cât mai mulți tineri la apicultură, pentru că au locuri de muncă. Schimbăm starea de sănătate. Am prins o chestie formidabilă. Se poate face un tort din produse apășmăre. Și putem ajunge în final. Nu am muncă. Așești conducători ai noștri sunt parcă blocați, n-au decât obiective proprii. Se poate ajunge să oferim bomboana de sănătate. Din tortul acelei trăiești câte o bucățică și le dai la copii. Cornul și latex și prostile toate, chimicale aruncate peste tot, în loc de asta ai bomboana de sănătate. Și am făcut un lucru spectaculos.
spectaculos. Nu stăm, iată ce spune, sunt luate ochii în lacrimi când te gândești la copilul acela și la alți copii chinuiți și necăjiți. Deci noi suntem responsabili, Mihaela, noi ăștia, că suntem adulți, suntem responsabili pentru viitorul acestor copii. Da? Dar suntem responsabili, dar din păcate nu avem forță ca să putem determina schimbările acestea. Că cei care stau sus acolo, nu interesează de școală, nu interesează de nimic, interesează de buzunar. Dați-mi voi să fac o parte. Trântori. Trântori, așa. Nu, trântori pentru noi, dar albinuțe pentru ei. Albinuțe pentru ei. Pentru ei albinuțe. Iată, rama asta a fost extrasă. În mod sigur, dacă n-aș fi avut acestea foarte des făcute, când această centrifugă a fost dată de cine? De constructor, îmi rupea foarte tare ramele. Mi le rupea? Da, da. Dar atunci am venit și am făcut eu, le-am îndesit pe aici. Și acum nu mai rup ramele. Sunt foarte, foarte fericit. E, începe să curgă, da? Da, cum și încă cât? Da, deci începe ușor să-ți dea drumul și de acum cu cât facem mai mult, cu atât... Oho, dacă te mieri, mai trebuie să mai curgă. Sigur că de pe pereța de, de pe pereț se răstrecoară ușor, ușor, mierea. Uitați! Păi, dar normal dacă sunt ramele pline cu miere. Deci toate astea trebuie să mă apuc să lucrez. Acum, v-am arătat, dragilor, ce anume se întâmplă. Vedeți? Câtă muncă s-a scut din spatele unui agricultor. Vă amintiți când veneați la lecții, ce tare mă fugeam, mă duceam în sfârșit. Eu veneam de la lecții, de la apicultură, veneam la voi la lecții, mă întorceam înapoi. Acum invers. Da. Acum aștept, acum cât de repede să plecați, hai să vă spun pe cea dreaptă, să mă luați treabă. Știi câtă treabă am acolo, sunt înnebunit. Hai, după finalul. La revedere, vă mulțumim că ați urmărit pe profonaj și vă dorim o după amiază plăcută. La revedere!